Dragii noștri telespectatori, surprizele continuă să vină din partea lui domnul Marian Stârcea, pe care îl salut încă o dată, pentru că alături de el are o altă interpretă cu care colaborează, este Elisa Volk. Domnul Marian, vă salut și aș vrea să ne spuneți despre această colaborare. Colaborarea noastră este deja de mai mult de 10 ani. Avem piese diferite, diferit caracter. Eu țin foarte mult la această interpretă. Eu o numesc puțin altfel, asta numele scenic e așa, Elisa Volk, dar eu sunt cumva mai aproape, sper eu, de... Cunoașteți niște, și numele de, real. Da. Și, într-adevăr, este, părerea mea, o interpretă foarte talentată, dotată, care are ce spune și nu degeaba a fost acum intrată la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Felicitări! Unde o să-și facă studiile și cred că asta o să o ajute să devină și mai profesionistă și mai să lanseze mai departe, adică să fie mai mult, mai profund în lumea muzicii, în lumea show-ului, în lumea, eu știu, tuturor proceselor muzicale ce se întâmplă la noi în țară și nu numai. Domnul Marian, eu vreau să vă zic că dumneavoastră, cu sufletul dumneavoastră enorm de mare, sunteți mereu alături de cei care îi observați că au talent și că pe undeva poate nu au curajul să se manifeste la nivelul care îl merită, dumneavoastră îi susțineți. A fost la fel și cu mine când m-am lansat. Tot de la ei cred că iau ceva, adică mai ales impulsul acesta tânăr, adică dornic de a face ceva, de a crea, de a da afară niște munți, de a face ieși drum. De standarde, exact, câteodată, nu? Exact. Și chiar în cazul băiatului care a mai fost aici, Ionel Prodan, care noi pace vrem, adică el e contra războiului. Exact așa, proteste există la fiecare, practic, din interpret tânăr, care vrea să le manifeste cumva, să iasă, să zică nu ceva urât și vrea să facă ceva frumos, să aducă o valoare în viață. Lisa, tu cum vezi cariera ta muzicală? Spune-mi, te rog, vrei să continui pe această cale? Pentru că eu chiar îmi puneam întrebarea de ce eu nu te cunosc până acum, pentru că știu că ai început cariera cu 10 ani în urmă. Am înțeles acum că ai fost plecată peste hotare, că reveneai aici din când în când. Dar acum, ești deja stabilit aici? Da, deja sunt stabilită și muzica întotdeauna a fost visul meu și sunt foarte, foarte mândră și mulțumesc domnul Marian că suntem împreună în muzică, are melodii pe care le ador cu tot sufletul și inima, este cel mai talentat și îi mulțumesc foarte, foarte mult pentru tot și sper că în muzică deja pășesc și o să merg înainte cu piesele noi și o să vă bucur. Până când o să ne interpretezi piesa care este o premieră astăzi, Viața, da? Deci eu o să rog regia să ne pună un fragment dintr-un videoclip pe care l-a realizat cu ceva timp în urmă, iarăși în colaborare cu domnul Marian Stârcea, și care se numește Eterna. Atenție la ecrane, dragii noștri! Dragii noștri telespectatori, v-a plăcut acest fragment, sper eu. Frumoasă această producție pe care am urmărit-o acum, dar pentru piesa Viața, te gândești să realizezi un videoclip? Da, sigur că mă gândesc să fie un videoclip, că cred că piesa aceasta
A să fii la fiecare inimă, la fiecare persoană care o să audă, este despre viață, realitate și versurile sunt scrise în momentele când într-adevăr înțelegi ce înseamnă viață. Și muzica, sigur, muzica este foarte, foarte, foarte plăcută. Să înțeleg că la text chiar tu ai participat, deci în mare măsură ai făcut versurile, iar domnul Marian a știut să le îmbrace frumos cu o haină muzicală, da? Cam așa, da, într-adevăr, important, eu întotdeauna când citesc niște versuri care îmi propun poeții, interpreții, ce mai vine, întotdeauna mă gândesc totuși la originalitatea lui, la ceva neobișnuit, să aibă ceea ce poate nu a fost până acum. Adică, clar că eu exagerez puțin, dar în orice caz, poezia aceea conținea, adică durere de suflet, ceva dornic de a schimba, de a oameni gândiți-vă, puneți-vă pe gânduri măcar puțin și o să înțelegeți că viața noastră tot este ceva deosebit și trebuie să fie percepută așa cum este și ceva de schimbat în ea e și posibil și imposibil, adică ai la ce te pune pe gânduri. Desigur. Și domnul Marian, ca de obicei, atunci când își propune să colaboreze cu cineva, știe să-i citească și sufletul, pentru că așa a fost. Dar ca să nu ținem publicul prea mult în suspans, aș vrea să te rog, draga noastră Lisa, să ne interpretezi această piesă Viața chiar aici la noi în studio. Cu mare plăcere! Mâine poate să te doară.
Dragi telespectatori, sper că această piesă v-a răscolit așa cumva sufletelile dumneavoastră și fiecare o să-și găsească o latură care îl redescrie, îl descrie în această melodie. Iar, dragă Lisa, noi te salutăm încă o dată, îți dorim succes în tot ce faci și să știi că ușile televiziunii Busuioc TV vor rămâne mereu deschise pentru tine. Și atunci când ai nevoie să vii, să prezinți publicului nostru o piesă nouă, ceva frumos în domeniul muzical, noi o să te așteptăm cu mare drag și o să te susținem și noi, la rândul nostru, acolo pe unde putem. Vă mulțumesc foarte, foarte mult. Mi-a fost foarte plăcut aici să fiu astăzi cu domnul Marian. Și cred că venim, mai venim la dumneavoastră. Mulțumesc mult! Eu îți doresc succes și sper că acum, pentru că ai pășit pe pragul muzicii, ai pășit, să zic, în lumea muzicii cu adevărat, pentru că ai devenit student la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Acum cred eu că vei fi împlinită și pe calea cea dreaptă. Asta se vede în ochișorii tăi, că ești satisfăcută de alegerea asta, că ai devenit studentă. Noi îți dorim succes și în domeniul acesta și, desigur, melodii noi în continuare. Mulțumesc mult!